tot județul și orașul. La 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 la, fie că e ales în așu. La 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 la, dacă bărzul spare, ce să facă abi? Cine îi mai dă valoare? Da, îți fac ție. Păi că ești cumplitele lor. Am gajat o luniță pe ochelari. Nu vedeți că m-a trăbit pe omul. Când asta? Acum. Ai proaspăt asta? Da, păi acum. Păi și? Păi ai depus plângere? Păi nu am depus plângere. Am depus o altă plângere în care m-a lovit. Omul stă acolo în fața scării. Și acum când ieșeam, i-am zis bombardierul care mă lovește. Și arunca cu cafeaua pe mine. Păi poți face o plângere. Păi fac o plângere și... Păi ce mai bună idee ar fi, da. Păi ascultați-mă, fac o plângere, dar să trebuie pe cineva, poate îl ia ca... Și el stătea. Dar nu poți să-l iei, dacă nu-i stătea. Dar să trebuie pe cineva, poate îl ia ca... Și el stătea. Și el stătea. Dar nu poți să-l iei, dacă nu-i stătea. Și el... Calitatea ai? Am avut, nu ai avut. Ai, asta e, va trebui să te obișnuiești în poliție să nu lași o să nu o să sună un rând, să te mută. Nu, 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 iar mă pândești, mechele! Iar arunci, mă, cu cafea pe mine! Am fost la IML Constanta și mi-am spus ce-am scăzat medicul legal pentru bătaia luată de la angajatul Lunita, ăla care se crede mare după doi, care m-a agresat încă din 24 mai 2022, și vedem ce se întâmplă, că nu s-a întâmplat nimic datorită inacțiunilor politicilor de la Năbodari, care nu m-au audiat în calitate de persoană pătămată de la data de 24 mai până la 30 august 2022, a trebuit să-mi iau bătaie. Love with you.
sper să se remedieze problema și să se să depună plângere penală, că nu se poate. Trebuie o infracțiune cu plângere prealabilă și nu se pot tolera astfel de infracțiuni. Vă mulțumesc! Constanța și mi-a dat certificatul medico-legal pe care scrie necesită îngrijiri medicale. Dumneata a intrat... Păi nu, eu m-am înregistrat pe mine. Okay, dacă dumneata a intrat în cadrul și în discuție cu mine, e treaba dumitale. Te uiți după mine? Angajatul Nica Obligă se uita după mine din sediu și când s-a traversat a ieșit în fața magazinului. Uitându-se după mine. Adică mă hărtuia omul. Băi, zi-mă și mie, ce-i cu mine? Tu nu o să-ți faci prieteni, nu-ți faci numai dușmani. Tu m-ai bătut! Băi, de ce nu vrei să-ți faci prieteni? Tu m-ai bătut! Angajatul Nica mă pândea. Iar mă pândești? Ție lasă, nu face. Pentru că prostul ăla te bate. Tu de ce nu înțelegi, mă, frate? De ce? Păi... Păi dacă omul te bate, ce pula mea nu înțelegi? De patru ori pe lângă mine și Doble Ștefan, cel care a favorizat făptuitorii în dosarul 4446 per Pepper 2019, implicit pe Moșteanu Răzvan, e de serviciu. Orașului Năvodari, unde am vrut să depun o plângere și am solicitat lui Nazare Andrei, vedetă în Se Nazare la Poliție, episoadele 1 și 2, să-mi dea o coală de hârtie. Iar Nazare Andrei m-a refuzat, că nu e obligat. Cum nu era obligat nici pe 23 iunie 2022, când mă urmărea Niță și Curuncan, iar Ivașcu Tudorel îmi spunea că îmi dă amendă. Mi-am luat o cafea din Piața Centrală și când trec prin lateralul Poliție ca să mă duc spre parc, îl văd pe Moșteanu Răzvan care mă claxonează. Vrei să te și filmez? Nu filmăm infractori. Moșteanu Răzvan mă urmărea de 4 ori și asta e a 5-a oară. Și zice că nu e, domne, e hărțuitor. Și trece cu mașina mea aici, fiind care e condusă de Elefteriu Florin, alt hărtuitor și alt făptuitor. Să depun un scrisoare, C
că am depus probele la pentru infracțiunea comisă de Moșteanu astăzi, când mă urmărea de 4 ori. Și am luat o cafea. Și cine vine în parc? Din nou, aceeași nefasă a lui Dumitrașcu cu Costel Aurelian. Și zic că nu mă hărțuiesc, domne. Ăștia mă văd din casă, acum cred că i-am zis Moșteanu. Mă văd din casă și vin în parc și ei. Ca să-i văd eu, poate eu îi filma. Celălalt cu mașina. Sau ce fac pândă în fața setului, că altceva n-au ce face. Ticluitor de probe mincinoase. Când au văzut că mă apropii eu de scară, au vrut să traversez. Și în loc să traversez pe la trecerea de pieton de la rândunelelor, vin și traversez pe aici, pe la magazinul ăsta alimentar. Niță trece cu mașina aia, CT02, nu. YT pe lângă mine, ca să-l ridic eu telefonul și să-l filmez pe strada, trecea pe strada Meurei sau cum dracu se numește, aia paralelă cu rândunelele. Iau să-l pe speaker. Iar mă pândește. Aia, când m-ai bătut, să moară mă, dacă nu m-ai bătut. Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și aștept audierea domnului procuror, audiere în calitate de persoană vătămată, în dosarul perpetuar 2021, făptuitorii slash suspectii fiind Drăghia Răzvan, Bujor Liviu, vedeta din când uiți că ești politist, și Ababe Nicolae. De Ababe Nicolae ce să mai zic, că e vedeta pe cam toate clipurile mele. Vrei să mă bat? Da, să mă... De ce dai, bă, mine? De ce dai mine? De ce dai mine? De ce ai pus videoclipul ăla? De ce ai pus videoclipul ăla? Familia ta? Ce ai cu mine? Ce ți-am făcut de ție? Păi ce mi-ai... Ce ți-am făcut de ție, băga mea, familia ta, dă-le cu pixul de mine? De ce dai cu pixul de mine, băga mea, familia ta? Ce ți-am făcut? Ți-am făcut eu ceva? Da. Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut eu? Ce ți-am făcut eu, băga mea, familia ta? Băi! Ce ți-am făcut să dai cu pixul, băga mea, băga ta? De ce te-ai dus să dai cu pixul? Lasă-mă, gata, mă! Băga mea, familia ta! Băga mea, familia ta! Da? Îmi te omor, fătu-ți morții, bă! Nu ți-am făcut nimic, dai cu pixul de mine? Dai cu pixul de mine? Putu-ți morții, mă, te băi! Putu-ți morții, mă, te dai cu pixul de mine? Stai să vezi! Păi ce așteptați gazetele? Păi ce aștept? Aștept să mi se dea numărul de înregistrare. Da, și mi-a dat semne oficiale. Da. Domnul Drăghia Răzvan, folosindu-se de uniformă, îmi face semne oficiale și mi-a dat... Păi... Iar domnul Nazare Andrei citea de pe telefon, procurorii din cot, eu mi-am făcut pedeapta. Domnul Nazare Andrei nu și-a făcut-o. Pentru ăia 800 de lei pe care îi cerea.
Am fost la poliția orașului Năvădari, unde am depus o plângere pe numele lui Florin Lungu, iar Dr. Dreș, adică Drăghia Război, Nazare Andrei, împreună cu domnul Ștefan, făceau mișto de mine. N-a vrut nimeni să mă audieze, deși Drăghia Război a auzit secvențe din înregistrare. În cazul meu nu se face dreptate, dar în cazul altora, Florin Lungu reproceau că ce cu clipul ăla, adică cu Sfânta Elefteria 7. De-abia acum l-au văzut. Ovidiu Făptuitorul din dosarul 1543, cu autorul ăla care m-a amenințat sâmbătă, trece pe lângă mine, prin parc. Și dacă zic salutări de la partea civilă, iar începe că să mă amenințe că mă bate de măcac pe mine. Un moș la 65 de ani mă amenință pe mine. Eu fiind persoana vătămată în dosarul din 2021, în care e suspectul în urma infracțiunii de lovire sau alte violențe. Dar cum vă numiți dumneavoastră? Deci eu sunt agent principal drăghier, dar poate... Așa. Și eu sunt persoana vătămată în dosarul dumitale. Ok, bine, veniți la arele de poliție pentru a rezolvați prizurile acelea încheiate. Da, și vin și aduc și înregistrarea. O să o bag pe DVD și o să o aduc. Ok, bine, aștept la sede de poliție. Poftim? Aștept la sede de poliție. Bine, mulțumesc. Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Cine ești tu, Vânta Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. În cât timp se va remedia, vă rog? În intervalul 13-15 astăzi ar fi în regulă. Ok, dacă s-ar putea mai devreme, vă rog frumos. Abia acest interval l-am disponibil, okay. 13-15. Ok, vă mulțumesc mult. Alo, salut, bună, îmi cer scuze că deranjez. Am fost la poliție, am depus o plângere și am constatat când am ajuns acasă că am o cheie ruptă în ușă. Și nu știu cum să procedez ca să pot intra în casă. Bănuiesc că trebuie să vină un detașament de la unitatea dumneavoastră și să facă o deblocare de ușă. Păi deblocare de ușă nu are de ce să vă facă detașamentul nostru, pentru că nu e o situație de urgență, înțelegeți? Da. Dacă era o situație de urgență, cineva blocat în casă, da, nu știu, cu stare da, de rău. Bine, sau... îmi cer scuze că v-am deranjat. Nu, nu ne-a deranjat, doar încercați să luați legătura cu un lăcătuș. Da. Dacă nu, cu vecinii cu o mașină și vă dă o gaură în butuc. Scoateți butucul. Da, da, da. Colegii mei pompieri, dacă vin, vă sparg, vă distrug ușa. Mm-hmm. Bine, vă mulțumesc. Înțelegeți? Așa doar stricați doar butucul. Îmi cer scuze că v-am deranjat. Niciun deranj, niciun deranj. De ce nu port masca? De ce nu port masca? Ia uite, ia uite telefonul. Du-te de aici. Uite și tu telefonul, că martor. Martora te pun. S-a sunat că a fost amenințat, nu? Păi am fost amenințat. Okay, cu... Ce, e și lovit sau alte violete că m-a călcat pe picior. Așa, amenințător. Cum mi-a făcut Strâmbeanu Valentin,
schimbat? Pe 16 septembrie 2019. Unul acolo și unul mai jos. Nu e prima oară, știți lecția.